Doamne ajută! Îmi doresc atât de mult ca acești oameni care se auto-intitulează ei nepomenitori să-și dea seama că există oameni îndrăgiți care i-au rupt practic de la Sfânta Biserică sau din Sfânta Biserică. Sunt oameni mai vocali pentru că tatăl lor Satana urlă din interiorul lor, căutând pe cine să înghită și nu fac altceva decât timp de 8 ani de zile să rupă oameni din Sfânta Biserică pentru a-i duce în prăpăstii. Unul dintre ei este acest MSC videoclipuri care nu este altceva decât un purtător de draci care face dezbinare. Acum, ce s-au gândit ei? Acești purtători de demoni să meargă prin Moldova, pe la frații noștri români din Moldova, și să încerce să îi spele pe creier și să le spună că oamenii nu sunt români, că moldovenii de acolo nu sunt români, ci că ei de fapt sunt cu rusnaci și că e bine să treacă cu toții la rusnaci. Cam asta face Satana, dezbină. Așa face și acest purtător de dragi pe numele lui MSC Videoclipuri, nume și prenume MSC Videoclipuri, timp de 8 ani de zile. Un ciudat care, în loc să lupte pentru dreapta credință, el este cu totul și cu totul împotriva dreptei credințe. Îmi doresc foarte mult ca nepomenitorii să-și dea seama odată pentru totdeauna că ei sunt conduși de către niște proști și niște idioți care se dau ei atot cunoscători, a toate și că ei sunt miezul României. Ei sunt miezul din Ortodoxie. Niște lolec și bolec care nu au ce face pe acasă, sunt plictisiți de viață și se auto-intitulează ei nepomenitorii și apărătorii dreptei credințe. În continuare, o să-l urmărim pe părintele Eftimie Mitra, care a fost la frații noștri în Moldova și le-a spus oamenilor adevărul. Adică a spus lucrurilor pe nume. Și anume că acest posedat MSC videoclipuri a venit la ei și i-a păcălit și i-a mințit. Acum nu știu dacă este plătit sau nu de cineva să facă această dezbinare, habar n-am nicio dovadă, Dumnezeu știe, dar eu cred că la un moment dat îi se va înfunda și cu dezbinarea aceasta drăcească. Totul ține de voia lui Dumnezeu. Haideți să-l ascultăm pe părintele Eftimie Mitra, eu îl felicit pentru curaj, pentru atitudine, Dumnezeu și Maica Domnului să-i dea sănătate și să-și continue mărturia cea dreaptă. Noi știm că avem doar o singură biserică și ea este singura cale către mântuire, corabia mântuirii, corabia ortodoxiei, aceasta în care suntem noi acum, în care se pomenește, nu suntem pe partea dracilor care sunt plictisiți de viață și de ortodoxie și și-au făcut ei biserici prin codru, cu preoților cateresiți și cu... În fine, alt subiect. O să discutăm și pe live-urile următoare despre aceste subiecte. Îl ascultăm pe părintele Eftimie, iar fiecare să tragă concluzia în părticica lui. Vedeți ceea ce vă spuneam mai înainte, că această mitropolie a Moldovei a fost înființată politic cu sila în 1812. Până atunci, chiar mănăstirea Sluceni sau o grămadă de mănăstiri care există aici în Basarabia, sunt multe din ele înainte de 1812. A cui au fost alea? A nimănui? Nu. Acelea au fost a Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolia Iașilor. Și ei le-au luat cu jartca. Ar fi un gest de curaj din partea starețelor acestor mănăstiri să revină înapoi cu mănăstirile la Biserica României. Dar nu vor face, pentru că le e frică. Le e frică. Dar sunt totuși preoți curajoși care au avut curajul să revină la Mitropolia Basarabiei, la acea biserică care a fost aici înainte de venirea rușilor. Și îi felicit pentru acest curaj. Preoții din România cu care am stat de vorbă mi-au spus să vă transmit că sunt alături de voi.
Vă pomenesc în rugăciunile lor și nu vă uită, pentru că suntem cu toții frați, și voi și noi. Bineînțeles, am înțeles că a fost și aici, la Orhei, unul din așa zis teolog, Mihai Silviu Chirilă. Acela, vă spun, nu face parte din BOR, decât pe hârtie, doar pe hârtie, atât. El, din 2016, nu a intrat într-o biserică ortodoxă, unde se pomenesc episcopii. Nu s-a împărtășit într-o biserică ortodoxă, unde se pomenesc episcopii. Din 2016, este tot timpul contra BOR, contra românilor, contra bisericii române. Slujește rușilor, intereselor rusești, a fost plimbat pe aici, prin Moldova, de către Mitropolia Moldovei și partide politice pro-rusești, care aveau interesul să-l aducă pe acest om, să manipuleze oamenii, să-i spele pe creier, spunând că uite un român ce spune, dar el nu este, cu cugetul nu este român. Cu cugetul lor este un trădător. Este un om care, tot din urma scandalului, a făcut peste tot. Dacă vă uitați pe internet, căutați Mihai Silviu Chirilă, și o să vedeți și la Schitul Orășeni și peste unde a fost în multe locuri, numai scandalul a făcut împotriva Bisericii Românești. Cu asta se ocupă, pentru asta este plătit, probabil. Și asta este datoria lui, să instige oamenii împotriva Bisericii Românești. Și pentru asta a venit aici în Moldova, spunând că este român. Chiar am văzut că unii politicieni proruși au spus că Mihai Silviu Chirilă este din partea Patriarhiei Române. Este o minciună. Nu este din partea Patriarhiei Române. Este un om care acționează independent pe picioarele lui, de capul lui. El nu ascultă, nu se supune de nimeni, de nicio ierarhie bisericească. El este mare apărător al credinței, dar așa, după toate le aplică după cum îl duce capul pe el. Dacă ar fi un om sincer, ar recunoaște că aici, înainte de 1812, a fost episcopii românești, cărora li s-a luat dreptul de a sluji din cauza rușilor. Dar el nu vorbește despre asta. Vorbește numai ce-i convine, ce-i place. Așa cum mi-ai spus rușii, despre asta ai voie să vorbești, despre asta nu ai voie să vorbești și așa mai departe. Ca poporul să înțeleagă ce vrem noi, nu ce trebuie. De aceea trebuie să fim foarte atenți pe cine ascultăm și pe cine nu. Știți, noi dacă nu ne cunoaștem istoria, ne rupe, ne pierdem pe drum. Ca și pruncul ăla mic, care nu știe cine e tata și mama lui și se rătăcește prin munți, se rătăcește în viață. Om al nimănui. La fel și suntem și noi. Dacă nu știm cine au fost strămoșii noștri, străbunii noștri, ne rătăcim, ne pierdem în drum și ajungem la nimănui. Cine are acest interes? Cu siguranță nu frații voștri. Nu românii au interesul să vă pierdeți, ci cei care vor să pună stăpânire pe voi. Ei au interesul să vă pierdeți. Și de aceea acționează prin Mitropolia Chișinăului și întregii Moldovei, acționează politic, acționează cu toate uneltele pe care ei le pot avea. Și la fel și această diversiune care a fost cu venirea așa zisului teolog român aici. O terminat el o facultate de teologie, dar asta nu înseamnă că este teolog al Bisericii Ortodoxe Române. Deci trebuie să gândim. Asta nu înseamnă că sunt mulți oameni care au făcut diferite facultăți. Dar asta nu înseamnă că ei își profesează cum trebuie meseria lor. De aceea spun, și ca să știți, să nu vă lăsați păcăliți. Să aveți grijă să nu vă lăsați manipulați de astfel de persoane. Bineînțeles, are el sărac cu problemele lui, frustrările lui interioare. Dacă vă uitați la ochii lui, vedeți că are ochii tulburi. Vocea lui, ascultați ce spune pe internet. Nu știu cine poate să asculte mai mult de 10 minute că te tulbură vocea însăși, felul în care vorbește te tulbură. El este sărac, un om care poate nici el nu știe pe ce direcție merge, încotro direcție merge. Și este problema lui personală. Nu ne legăm de viața lui. Dumnezeu să-l miluiască, să-și revină la realitate, la normalitate și să ne rugăm pentru el. Dar v-am spus ca să știți să nu vă lăsați influențați de cuvintele lui. Este și el un suflet amărât. Poate cu timpul își va reveni. Dumnezeu să primească ca pe fiul risipitor să-l primească și pe el înapoi. Dar faptul că a fost adus și folosit aici pentru a face propagandă pro-rusă și anti-românească, aceasta arată disperarea Mitropoliei Moldovei, a Chișinăului și a întregii Moldovei, pentru că n-au știut să aducă oameni de valoare. Au adus pe cine au putut.
Pentru că oamenii de valoare nu vin să facă astfel de conferințe sub organizarea Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei și sub, cu sprijinul partidelor politice proruse din Moldova. Nu. Oamenii de valoare nu vin și nu-și fac legături cu ei. Doar cine cade în capcana lor, să spun așa, ca să fiu mai indulgent. Aceasta dovedește încă o dată cât de inculți și de disperați sunt cei de la Mitropolia Moldovei. Dacă au ajuns să ia lecții de la Mihai Chirilă, înseamnă că ei sunt sub nivelul lui Mihai Chirilă. Asta arată ce teologie cunosc ei. Am mai văzut pe internet un episcop Marcel, unul Petru de nu știu unde, care aparțin. Spun și ei, vorbesc și ei, tot felul, bat câmpia iurea, de disperare. De disperare, pentru că simt că oamenii s-au trezit, simt că oamenii nu mai vor să fie sub papucul rușilor. Și atunci, ei încearcă să-i țină cu dea fila, cu dea forța. De aceea acționează în felul ăsta. Încearcă cu intimidare, cu tulburare, cu agresiuni, cu amenințări. Am înțeles că au dat telefoane pe la diferiți sponsori să nu mai ajutați pe preotul ăla, pentru că s-a dat cu românii. Să nu mai ajutați pe nu știu care alt preot de altă parohie, pentru că a ieșit de sub mitropolia noastră și a intrat sub mitropolia Basarabiei. Astea sunt gesturi de oameni de nimic, de oameni mărunți, care nu au putere, nu au dreptate, simt că nu au adevărul de partea lor și încearcă prin metode din acestea pe la spate să constrângă, să șantajeze, să forțeze omul să rămână sub papucul lor. Strigă într-una de carte canonică. Ce e carte canonică? Însăși, prin faptul că ei vor carte canonică de la preoți, dovedește că Mitropolia Basarabiei este canonică. Pentru că o carte canonică nu o dai unor schismatici, o dai unor episcopii canonice. Deci însuși recunosc prin treaba asta, că cer carte canonică, recunosc că Mitropolia Basarabiei este canonică. Deci iată cum ei pe ei se contrazic. Ei pe ei nu știu încotro să alunge, stânga-ndreaca, la ce metode să mai recurgă. De aceea vă spun, ca să înțelegeți lucrurile astea, să nu vă lăsați intimidați, să nu vă lăsați manipulați de ei. Pentru că niciodată sufletul de român nu se va putea transforma în suflet de rus. Indiferent cât vor încerca ei. Au fost unii. Acum am văzut tineri care, dragi, noi nu suntem români, noi suntem moldoveni. Vai de capul vostru. Ce moldovean ești tu? Ca și cum spune, eu nu sunt oltean, eu nu sunt român, eu sunt oltean. Eu nu sunt român, eu sunt ardelean. Păi la fel, eu nu sunt român, eu sunt moldovean. Păi nu există. Ia, vezi tu, ce culoare are drapelul tău și al nostru? Ce culoare, ce limbă vorbim noi? Ce oameni de cultură avem noi? Ce oameni noștri de cultură, cum gândeau? Toți gândeau la fel, toți vorbeau aceeași limbă. Păi cum spui tu că nu ești român? Nu, pentru că așa a fost direcționat politic să se creadă. Așa a fost direcționat politic ca unii să perceapă în felul ăsta. Dar ei săraci nu-și dau seama. Dar probabil, și să ne rugăm pentru fiecare care este om sincer și vrea adevărul, cu timpul să îl găsească. Ce să zic, fraților? Eu cred că fiecare dintre noi am înțeles la ce m-am referit și la ceea ce am vrut să spun. Fiecare dintre noi putem să avem discernământul, să știm unde este adevărul. Dar pentru asta trebuie să ne întoarcem un pic în istorie și să înțelegem că nici Ștefan cel Mare și nici alți domnitori ai Moldovei nu au făcut biserici rusești, le-au făcut biserici românești, că rușii le-au cumpărat cu sila, e cu altă treabă. Că ei s-au pus stăpâni aici, e cu totul și cu totul altă treabă. Că ei trimit scrisori la Patriarhul Daniel în care spun tot felul de baliverde de ale lor. Este cu totul altă treabă, este o diversiune de ale lor și vor primi răspuns. Scrisorile primite de Mitropolitul Vladimir vor primi răspuns din România. În scurt timp. Și se va afla adevărul, pentru că lucrurile ce le-a scris în scrisoarea către Daniel, către Patriarhul Daniel, multe dintre ele sunt minciuni. Spun că preoți cu abateri morale au plecat la Mitropolia Basarabiei. Ori fi, că am înțeles, ori fi trecut preoți de la unii la alții, așa. Dar faptul că nu ai ascultat de el, nu ai cerut carte canonică, asta nu este o abatere morală. Pentru că preoții au cerut de zeci de ani transferul la Mitropolia Basarabiei și nu i-ai dat. Nu i-ai dat. Și atunci ce să fac? Să stea sub papucul tău în continuare? Nu. Au luat singur decizia să facă această reparație istorică, să revină din nou la aceste
mitropolii, aceste episcopii din cadrul mitropoliei românești care a existat atunci, înainte de 1812, pe acest teritoriu dintre Prut și Nistru. Eu cred că omul bun vede cele bune, iar cei care caută scandaluri să tulbure, lăsați-i în pace să tulbure. Voi să nu-i băgați în seamă, să nu vă lăsați afectați de ei. Și așa cum v-am spus, noi din România suntem alături de voi. Preoții de acolo, să știți că vă pomenesc de multe ori în rugăciunile voastre. Iar dacă a venit unul din România să spună prostii, să-i fie rușine, e problema lui. Dar asta nu înseamnă că toți preoții din România sunt de acord cu el. Este unul singur, atât. Aleargă disperat, sudă disperat, dă telefoane pe la alți preoți. Spune și tu ce am spus eu. Păi nu mă pot băga mizeria ta. El încearcă să-și adune oameni de partea lui acum în România, care să-l susțină, să fie alături de el. Dar nimeni nu-i se alătură. Și normal că nu-i se alătură nimeni. Pentru că unei prostii, unei mârșevii de genul ăsta, nu te poți alătura. Să vii tu și să spui oamenilor că a trăit mai bine pe vremea rușilor decât atunci când a fost cu românii. Păi ce român ești tu în felul ăsta?